Un bărbat din Vrancea arestat acum este acuzat că a încercat să-și omoare soția. Femeia a intentat divorț când a aflat că agresorul a fost condamnat pentru că a violat o fetiță de 12 ani. Trăim o vară a recordurilor, nu doar temperaturile mari sunt neobișnuite, ci și durata valurilor de caniculă care vin peste noi. Și sute de români care lucrează în străinătate ajung să fie exploatați de patroni. Oficialii europeni lucrează la un regulament care să-i protejeze. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Acuzații greu de imaginat apărute după o căsnicie de o viață i-au revoltat pe locuitorii unei comune din Vrancea. Oamenii au aflat că un bărbat și-a torturat orenșir soția pentru că femeia a decis să se despartă de el. Victima a cerut divorțul după ce bărbatul a fost condamnat cu suspendare pentru că a agresat sexual o fetiță de 12 ani care a rămas însărcinată în urma violului. Suspectul a fost arestat și este cercetat pentru tentativă de omor. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Victima le-a spus anchetatorilor că soțul ei, în vârstă de 71 de ani, a intrat noaptea peste ea în cameră și a agresat-o ore în șir. Chinurile au fost îngrozitoare. A pătruns în camera în care aceasta dormea în jurul orelor 3 sau 4 dimineața, a imobilizat-o și cu ajutorul unui cablu electric pe care l-a smuls de la un televizor, i-a provocat arsuri pe 15% din suprafața corpului, începând din partea de jos a membrelor inferioare până în zona feței. Pe la 7 dimineața, bărbatul a ieșit în curte să bea apă. Femeia de 66 de ani a profitat de moment, a reușit să găsească un telefon și a sunat la 112. Salvarea a dus-o în stare gravă la spital. După ce și-a revenit, ne-a povestit calvarul pe care l-a îndurat. Femeia a fost preluată de medici cu arsuri adânci. Salvatorii au constatat că fusese și bătută. Prezintă și fracturi costale și pneumotorax, lucru care complică starea ei de sănătate. Când am văzut o friptă arsă toată, am înțepenit. El râdea. Păi că n-a făcut nimic, bre. Așa criminal nenorocit ăsta. Anchetatorii au aflat că individul a vrut să se răzbune pe soția lui după ce aceasta intentase proces de divorț și obținuse un nou ordin de protecție. Femeia le-a spus judecătorilor că nu mai poate sta cu un bărbat care a violat o fetiță de 12 ani care a rămas însărcinată în urma agresiunii sexuale. Când a aflat că soțul ei în vârstă de 72 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru act sexual cu un minor, femeia a intentat divorțul. În luna noiembrie ar fi urmat ca instanța să se pronunțe. A doua zi la ora 9 trebuia să avea ordin de executare de evacuare de aici din curte. Și noaptea și-a făcut planul. Până să fie ridicat de polițiști, bărbatul a încercat să-și pună capăt zilelor. A supraviețuit și a fost internat la psihiatrie. Apoi a ajuns în arest. Grav este că autoritățile nu au acționat cu fermitate în acest caz. În urmă cu 2 luni, agresorul a amenințat-o pe soție cu moartea, dar nici atunci nu s-a întâmplat nimic și a rămas în libertate. Acum el este cercetat pentru tentativă de omor și riscă până la 10 ani de închisoare. Situație dramatică pentru 150 de muncitori români aflați la muncă în Germania, care au ajuns să protesteze urcați pe clădiri după ce nu au mai fost plătiți. Și nu este un caz singular. Mulți dintre românii care merg să lucreze peste hotare devin victimele angajatorilor străini. Muncesc peste program, trăiesc în condiții greu de imaginat și rămân și neplătiți. Se întâmplă acest lucru pentru că mulți dintre ei nu sunt asigurați și pleacă doar cu ajutorul unor firme intermediare. La nivel european, autoritățile lucrează la un nou regulament pentru a proteja drepturile muncitorilor străini. Îmbrăcați în echipamente de lucru și cu o pancartă în care amenință în germană că vor intra în greva foamei, angajații români, din imagine, muncesc pe diferite șantiere nemțești. Nemulțumiți că nu și-au mai luat salariile de câteva luni, oamenii s-au urcat în semn de protest pe acoperișul unor clădiri din Hamburg și Düsseldorf. Sunt peste 150 de oameni angajați ai unei firme românești care are parteneriate cu diferite companii din Germania. Românii au lucrat pentru o fabrică de bere, o clădire de birouri, dar și pentru un aeroport. De 3 luni nu ne-a dat nimic. Să oprim lucrările și după aia vom vedem. Nu mai lucrăm, facem scandal și vedem dacă reușim să scoatem măcar banii de mâncare.
În ultimii ani, românii au fost de multe ori victimele abuzurilor patronilor nemți și au protestat în fața fermelor și abatoarelor din Germania, nemulțumiți de condițiile de muncă și cazare. Până acum, legislația a fost schimbată doar în industria cărnii, unde nu mai sunt acceptate firmele intermediare de recrutare. De la 1 august, autoritățile au pregătit un nou set de reguli. De acum încolo, de exemplu, într-un contract de muncă trebuie să apară dacă angajatul trebuie să presteze ore suplimentare, cum sunt acestea plătite, care este perioada de probă și așa mai departe. Avem deja o rețea creată la nivelul Germaniei, cu circa 20 de centre de asistență și sprijin pentru lucrătorii români pe teritoriul Germaniei. La nivelul instituțiilor europene, autoritățile lucrează acum la un regulament pentru a-i proteja pe lucrătorii transfrontalieri. Regulamentul acesta presupune o mult mai bună coordonare în ceea ce privește drepturile pe care un muncitor le-ar avea privire la alocații familiale, asigurare de șomaj, asigurare de sănătate, pensii, și toate beneficiile subsidiare care țin de protecția socială la nivel european. Ultimele date arătau că aproape 6 milioane de români erau plecați la muncă în străinătate, dar acum oficialii vorbesc de cel puțin 8 milioane de persoane. În teorie, autoritățile vor să-i aducă acasă măcar pe cei care lucrează în agricultură și construcții și promit salarii similare. Până atunci însă, românii care lucrează departe de familie rămân o resursă importantă pentru bugetul țării. Numai în primele 4 luni ale acestui an au trimis acasă peste 1,7 miliarde de euro. Florentina Bălășoiu, Pro TV. Alcoolul consumat sub soarele puternic la plajă, de pildă, nu răcorește organismul, ci îl deshidratează, ne spun medicii îngrijorați că mulți turiști care merg la mare nu știu de ce se simt rău. Explicații imediat la știri. De zile întregi, România fierbe sub arșița care a dus temperaturi insuportabile de peste 40 de grade la 10 de stații meteo din țară. Până și durata acestui episod de caniculă, care a început de săptămâna trecută și se va prelungi, este una record. Cosmin Stana stă de vorbă cu specialiștii. Bun găsit! Așa arată harta temperaturilor resimțite în România conform măsurătorilor efectuate la ora 14 de specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. După cum se vede, jumătatea de sud a țării este roșie. A fost pur și simplu un infern. În unele zone din capitală, de pildă, sau la Caracal, Zimnicea sau Fetești, organismul a perceput o temperatură de 42 de grade, mai mult cu 4-5 grade decât valoarea înregistrată oficial în termometre. Și nici în rest nu a fost mai bine. În aceste condiții nu e de mirare că indicele de confort termic a depășit în multe zone pragul critic de 80 de unități, până la care organismul poate suporta cât de cât căldura. A ajuns chiar la 82 în Bărăgan, iar asta se întâmplă de câteva zile. Într-adevăr, au fost recorduri zilnice în număr foarte mare, 68 de recorduri, au fost înregistrate pentru localitățile din zona Banatului, Crișanei, nord-vestul Transilvaniei, Maramureș, unde am avut acele coduri roșii succesive. Experiențe de acest gen am avut în anul 2007, când pentru 10 zile consecutiv temperaturile în țara noastră au fost foarte ridicate. Dar greul nu a trecut. Meteorologii mențin un cod galben de căldură și pentru următoarele două zile și spun că temperaturile vor crește iar până la 37 de grade. Din nou, indicele de confort termic va fi foarte ridicat și nici pe termen lung veștile nu sunt mai bune. De acum încolo ne așteptăm să avem valuri de căldură mai frecvente, care să țină mai mult și în timpul unui val de căldură temperatura să fie mai mare decât o observăm în prezent, sau decât o observăm acum 10-20 de ani. Canicula din aceste zile va fi pe alocuri întreruptă de furtuni violente. Meteorologii au emis astfel coduri portocalii și galbene de instabilitate atmosferică valabile până vineri. În regiunile aflate sub avertizare sunt așteptate furtuni de vară cu descărcări electrice și grindină. Până atunci însă, incendiile de vegetație izbucnite din cauza căldurii fac ravagii. În județul Tulcea, flăcările izbucnite pe un teren în apropiere de Mahmudia au cuprins și 4 locuințe. România se pregătește pentru o iarnă grea, la fel ca celelalte țări europene, în timp ce gazele de la ruși sunt puse sub semnul întrebării. Depozitele sunt mai pline decât ne-am angajat pentru această perioadă, a declarat premierul. Vom fi în măsură ca, așa cum am făcut până în acest moment, să continuăm să dezvoltăm capabilitățile de extracție și stocare. Apreciez că
vom avea asigurate rezervele de gaz, stocul de 80% stabilit înainte de 1 noiembrie și cu certitudine tot ceea ce se depozitează în plus ne va fi de mare folos. În acest moment, depozitele sunt pline până la 55%, cu aproape 10% peste ținta asumată. În plus, oficialii caută soluții pentru reducerea consumului cu 15%, așa cum au recomandat instituțiile europene. Pe de altă parte, tot în ședința de astăzi, premierul a precizat că deficitul bugetar pe primele 6 luni din acest an este mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Iar cei care au probleme financiare și nu mai pot achita ratele la bănci vor putea să le amâne. Guvernul a aprobat normele de aplicare pentru această măsură. Amânarea se va putea face între 1 lună și 9 luni, perioadă cu care se prelungește apoi creditul. Mare atenție, asta înseamnă totuși costuri suplimentare, pentru că dobânzile trebuie plătite oricum. Chiar și ministrul Finanțelor recomandă să nu apelați la această măsură decât în situațiile limită. Cei care au probleme mari cu banii și nu mai pot plăti ratele vor putea să le amâne cel mult 9 luni. Doritorii trebuie să îndeplinească unele condiții: să fie un credit acordat până pe 30 aprilie anul acesta, să nu fie avut restanțe în ultimele 6 luni și nici atunci când depun cererea, și să fie persoane afectate din punct de vedere financiar, direct sau indirect, de criza energetică sau de războiul dintre Rusia și Ucraina. Practic, se vor duce la bancă o declarație pe propria răspundere că le-au crescut cheltuielile în ultimele 3 luni cu 25% față de o perioadă similară de anul anterior, dar evident trebuie să ia în calcul că pot beneficia de această amânare a ratelor, numai că la final va trebui să plătească ratele care au fost amânate și evident dobânda acumulată. Nu este o măsură pe care să o faci dacă poți să-ți plătești ratele. Pentru că, după perioada de amânare, costurile vor fi mai mari. De exemplu, dacă cineva cu un credit ipotecar pe 30 de ani cere amânarea ratei cu 9 luni, după ce a plătit deja 5 ani, va avea de achitat apoi încă 25 de ani și 9 luni. Iar dobânda acumulată în această perioadă, mare parte din rată, se va aduna și se va adăuga sumei totale care a rămas de plătit. Deci va plăti dobândă la dobândă. În acest caz, rata lunară crește cu 100 de lei, la care se pot adăuga și alte sume dacă dobânzile cresc în acea perioadă. Pe de altă parte, pentru creditele prima casă și noua casă, dobânzile acumulate se plătesc separat, în rate fără dobândă, în următorii 5 ani. Pentru un credit de aproximativ 50.000 de euro cu amânare tot după 5 ani, asta ar însemna un plus de peste 200 de lei pe lună. La fel, costurile sunt și mai mari dacă dobânzile cresc. Așadar, e o măsură la care este recomandat să apelați doar dacă sunteți într-o situație financiară critică și aveți nevoie de câteva luni să vă reveniți. Dobânzile vor crește și mai mult în perioada următoare, spun analiștii. Așa că este bine să apelați întâi la alte soluții pentru reducerea ratei. De exemplu, trecerea la noul indice IRCC, dacă împrumutul este calculat în funcție de robor, sau refinanțarea lui pentru un nou credit cu dobândă fixă. Ștefana Todică, Pro TV. România își dorește să devină cel mai mare producător de sare din regiune. Este nevoie după ce o importantă companie din Ucraina a oprit exporturile din cauza războiului. Societatea Română de Sare face investiții pentru a dubla producția în următorii 2 ani. De altfel, guvernul a aprobat un memorandum pentru listarea la bursă a companiei, acționar majoritar fiind Ministerul Economiei. Prin aprobarea memorandumului, guvernul a făcut primul pas pentru listarea Societății Naționale a Sării la Bursa de Valori București. Salrom este o companie deținută de statul român prin Ministerul Economiei, în proporție de 51%. Restul de 49% este deținut de fondul Proprietatea. Intenția noastră este de a lista întreaga participație de 49% deținută de fondul Proprietatea la Salrom printr-o ofertă publică pe Bursa de Valori București. Participația majoritară a statului român va rămâne neschimbată. Statul va rămâne acționar majoritar și după listare, care va avea loc cel mai probabil în primăvara anului viitor. Apoi, compania va comunica public deciziile și rezultatele și oricine va putea cumpăra acțiuni la Societatea Națională de Sare. Pot să fie jucători instituționali, fonduri de pensii, fonduri de investiții locali, internaționali și, sigur, investitorii individuali, persoane fizice, în principal investitor local, care o să poată să fie parte a poveștii Salrom. O să cumpere acțiuni la Salrom și o să știe că atunci când merg și cumpără sare de pe raft,
e mai bine să cumpere o sare produsă de o companie în care ei au investit. Și ar putea fi o companie de viitor. Deficitul de sare pe piața europeană este de peste 2 milioane de tone, cât exporta un mare producător ucrainean înainte de război. De altfel, după listarea pe bursă, societatea ar putea atrage și noi fonduri pentru investiții. Salrom are 7 saline în administrare și își dorește ca în următorii 2 ani să dubleze producția de 1,4 milioane de tone anual și să devină lider pe piața europeană. O parte din lanțurile de aprovizionare au fost întrerupte și societatea are solicitări din ce în ce mai mari de aprovizionare cu sare. Am achiziționat deja o freză pentru mărirea capacității de producție, care va intra cât de curând în funcțiune la Pride, la Salina Pride. Unul din proiectele pe care le mai avem, în afară de dezvoltarea de noi perimetre, este de acela de a avea capacitatea și de a dezvolta capacitățile de stocare gaze. În gorurile saline, gazul poate fi stocat în cele mai bune condiții. Și alte companii de stat listate la Bursa de Valori București, Nuclear Electrica, Romgaz sau Transgaz, au avut evoluții bune în ultimii ani. Ce-ar fi vacanța la mare fără o bere rece sau un cocktail? Deși ideea le surâde multora, medicii ne atrag atenția că alcoolul, fie și în cantități mici, accentuează deshidratarea. Iar la temperaturi ridicate ne poate face mai mult rău decât bine, așa cum am fi tentat să credem. Chiar și așa, terasele de pe litoral au mulți clienți, dovadă că vând și 300 de litri de bere pe zi. După ce se instalează pe plajă, mulți stau la coadă la terase ca să cumpere o băutură rece, un pahar de bere sau de gin tonic. Merge, e rece și recuroasă, da? Da, ne împrietenim așa cu alcoolul pe căldura asta? Ei, una, două merge acolo, trei. Dar cum ziua e abia la început, cantitatea de alcool se tot adună. După câte beri simți că te ia așa? Cinci. După cinci beri te oprești? Cinci beri. După 5 beri, o beau pe a 6-a. Nu mă opresc, dar simt că mă ia cap. Ideea că se răcoresc cu un pahar de bere rece este o iluzie, spun medicii. În realitate, alcoolul, chiar și în cantități mici, accentuează deshidratarea. Dilată vasele de sânge, așa cum face și căldura. În loc să ne simțim mai bine, corpul resimte stres și nu este exclus să apară nervozitatea. La această terasă din sudul stațiunii Mamaia, dozatorul de bere funcționează de dimineață și până seara. Barmanii abia dacă mai au timp să schimbe butoaiele. Într-o zi aș putea să spun că am vândut undeva la 4. Da, la 4 butoaie de bere. Însemnând aproape 200 de litri. Da. Pe plajă nu prea se vând tăriile pentru că e soare, e cald și te moloșește instant. În weekend vindem și 300 de litri de bere pe zi. Doar draft vorbim. Cine vrea să cheltuiască mai puțin vine cu alcoolul în bagaj de acasă, așa cum a făcut acest turist. După bere, vinul spumant și cel roze sunt cele mai vândute băuturi alcoolice. Vinul e mai, nu știu, mai răcoritor așa. Dacă beau bere, mă umflu în burtă, trebuie să mă duc la baie mai des. Eu sunt pasionat de vinul roze. Merge soarele cu vin? La umbră merge. Urmează în top cocktailurile alcoolice preparate cu maestrie de barmani. Dezavantajul e că toate conțin mult zahăr. Ce bea alcool? În cantități industriale. Câte ginuri alcoolice faci pe zi? 100. Nu poți da greș cu un gin la ora prânzului când e cald. Cu multă gheață și este ce trebuie într-o zi ca asta. Din păcate însă salvamarii spun că zilnic intervin în situații în care pe fondul consumului de alcool turiștii se aventurează în larg. Consumase foarte, foarte mult alcool, apoi și-a luat avânt și-a intrat în apă. Nu avea funcții chiar așa să nuate. Noi am intervenit, l-am scos imediat. Se poate face chiar accident vascular cerebral sau infarct miocardic acut în urma consumului excesiv de alcool, băuturi alcoolice, în combinație cu căldură. Pentru că, după cum bine am spus, determină o deshidratare accentuată. În plus, temperatura ridicată a corpului, dată de consumul de alcool, poate duce la blocarea musculaturii în contact cu apa rece a mării, ceea ce face notul imposibil. În loc să facă expertize de siguranță pentru marile lucrări de infrastructură, Institutul de Profil este în pragul falimentului. Ce a aflat însă inspectorul PRO, vedeți imediat. Candidații care vor să obțină permisul auto trebuie să-și antreneze și răbdarea, nu doar talentul la condus mașini. În multe locuri din țară, programările pentru proba practică a examenului se pot face doar peste câteva luni. Sunt prea puțini examinatori față de numărul elevilor înscriși. La unele centre sunt aduși polițiști din alte județe. Ionuț a dat pentru a doua oară sala. Are 40 de ani și nu crede că va mai susține și partea a doua a examenului pentru permis, traseul, pentru că trebuie să aștepte prea mult. Prima dată 3 luni
Am căzut la traseu, apoi am mai așteptat încă 4 luni ca să fiu preprogramat. Dosarul se expiră înainte ca eu să fiu programat următoarea examinare. Cât ar trebui să mai așteptați? Nu știu, aproape de Crăciun. Pur și simplu îmi vine să renunț. Toți candidații trec prin această situație neplăcută. Într-un an de zile am dat orașul, îl dau acum a doua oară. Este un timp foarte lung și mult de așteptat, între timp uiți foarte multe. La Iași, numărul examinatorilor a rămas același de 6 ani, în ciuda creșterii constante a numărului de candidați. Sunt 11 și doar 8 participă la traseu. Cei de la permise auto au obținut ajutor de la capitală. Astfel, în această lună și în august, 11 specialiști vin în ajutor. Lunar, doar la proba teoretică, sunt examinați circa 2500 de candidați. La proba practică reușim cu personalul existent să examinăm circa 2000 de candidați. Prin noiembrie s-au ajuns cu programările pentru traseu, lucru care este inadmisibil. În statistici noi stăm destul de prost, undeva la vreo 20-30% procentele de probabilitate. Domnul examinator justifică și lipsa personalului, dar din punctul nostru de vedere problema nu este neapărat aici. Pică foarte mulți candidați la proba practică. La Suceava se ajunsese de asemenea la un timp de așteptare de 4 luni. Asta pentru că direcția de permise de acolo a rămas doar cu 2 examinatori în urma unui dosar de luare de mită. Și în Timiș sunt doar 12 examinatori și doar 9 ies pe traseu, așa că tinerii care vor să devină șoferi au mult de așteptat. Timpul momentan este de 74 de zile. Se organizează un concurs în luna septembrie, tocmai pentru un post de nou examinator. Pe lista de așteptare sunt 4800 de candidați. Pentru proba practică vin zilnic în jur de 40-50 de candidați. Instructorii auto spun că elevii pot uita tot ce au învățat până când susțin traseul. Începând de la jocul pedalelor, de la pornirea de pe loc, sunt oameni care nu mai au reflexul întoarcerii privirii când virează la dreapta, spre exemplu. Mulți candidați fac lecții suplimentare de condus după terminarea celor 15 obligatorii. Prețul unei ore suplimentare este între 100 și 200 de lei. Un sfert dintre români nu au bani de călătorii și nu vor pleca în concediu anul acesta, conform unei cercetări sociologice. Valul de scumpiri le-a redus unora bugetul de vacanță până la zero, așa că merg la pescuit sau la un picnic, ori se ocupă de treburi gospodărești și îmbină astfel utilul cu plăcutul. În zilele libere, pe Florin îl găsim la baltă. Deocamdată ne relaxăm la pescuit și nici nu costă așa mult. Ne facem o plăcere, un hobby. În zonele de picnic din Brașov, această familie își pregătește pe grătar conservele de iarnă. Facem niște legume și am venit să facem un grătar, un pic la relaxare, că e ultima zi de concediu. Bianca ne spune că nu poate anul acesta să plece în vacanță. Încearcă totuși să se răsfețe în zilele libere. Chiar acum sunt concediu și îl petrec pe acasă, cu prietenele, mai ieșim la terase, cu copilul pe la piscină și cam atât. Aproape jumătate dintre românii nu-și permit nici măcar o săptămână de concediu departe de casă, arată un raport al Confederației Europene a Sindicatelor. Stăm cel mai rău la acest capitol și suntem urmați de greci și lituanieni. Situația e confirmată de un sondaj în cadrul căruia un sfert dintre românii au afirmat că nu au planuri de vacanță, iar 11% vor să cheltuiască în concediu mai puțin de 1000 de lei pentru întreaga familie. Cei mai mulți au un buget de concediu cuprins între 1000 și 3000 de lei. Este clar că atât creșterea prețurilor, cât și creșterea inflației au dus la aceste decizii ale oamenilor și au început să pună bani deoparte pentru perioada care va urma. Una dintre strategii presupune petrecerea concediului în apropierea domiciliului sau chiar în localitatea de reședință. Asta permite o serie de cheltuieli mai reduse. Iulian e agent de pază, dar locuiește la țară. Are animale de îngrijit și nu-și amintește să fi plecat vreodată în concediu. Concediu nu, vacanță pe clasa 8. Și de atunci niciodată? Mai norocoasă, soția lui, Irina, a văzut marea. O singură dată, acum 35 de ani. Incerc, Institutul de Cercetări în Construcții, este în pragul falimentului. Inspectorul Pro a obținut un raport care arată că Incerc datorează 4 milioane de euro din cauza unui management defectuos. Documentul dezvăluie că fostul director și-ar fi dublat veniturile, deși institutul nu a produs mai nimic în ultimul deceniu. Cel vizat, desigur, că neagă acuzațiile. Cert este că institutul, care are filiale în marile orașe din țară, nu a mai făcut în ultimii ani expertize de siguranță pentru marile lucrări de infrastructură.
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Urban Incerc, singurul care se ocupă de siguranța clădirilor din România, a intrat în blocaj financiar. A acumulat datorii de aproape 20 de milioane de lei către stat și acum nu mai are cum să testeze rezistența blocurilor la cutremur și rezistența materialelor de construcții la foc. Vorbim despre expertize unice în țara noastră și esențiale în toate lucrările de infrastructură, dacă vrem ca incidente precum cel cu podul prăbușit din Neamț să nu mai aibă loc. Ce vedeți acolo, ruginit? Trasă fie platforma seismică cu 6 grade de libertate, unică în Europa la timpul respectiv. O să ne afecteze momentul în care o să ne numărăm morții și clădirile căzute. Ultimele testări din această hală seismică din București s-au făcut în anul 2000. Martoră e clădirea improvizată cu 3 etaje care a fost puternic zguduită pentru a vedea dacă rezistă la un cutremur de magnitudine 7 pe Richter. Iar acolo trebuia să fie practic platforma mare, a rămas un deziderat. Va trebui câți bani ca să puneți pe picioare aici? Am făcut un calcul cam la 3 milioane de euro. Înființat în anul 1950, Incerc a căpătat o importanță strategică după cutremurul din 4 martie 1977. Atunci, la București, a avut loc singura înregistrare a calamității care a schimbat România. Acest seismograf japonez a dat informații precise despre magnitudinea cutremurului din Vrancea. A fost un moment astral pentru Incerc. Universitatea împreună cu Incercu au investigat clădirile, au făcut cea mai mare anchetă post-seism din Europa la momentul respectiv. 18.000 de clădiri, 18.000 de clădiri făcute într-o lună și puțin. Este colosal. Astăzi nimeni din țară nu mai face așa ceva, nici la București și nici în filialele din Cluj, Iași, Constanța și Timișoara. Iată ce s-a întâmplat și cu laboratorul de foc unde era testată rezistența materialelor de construcții la incendiu. Opriți testul, gata, stop. Laboratorul nu mai poate fi folosit în prezent pentru că în imediata vecinătate au fost construite blocuri. Întrebați-i pe fostul director. A fost o înțelegere, nu vreau să știu, accesul a fost pe la noi până în institut, practic nu vreau să cunosc. Utilajele... Am intrat pe aici. Uitați, pe aici am intrat. Practic fumul se duce... Iese în partea asta și toată lumea e disperată. Aici, în urmă cu 7 ani, se puteau verifica pe imobile de dimensiuni reale materialele ignifuge menite să împiedice extinderea incendiilor ce pot apărea pe fațadele blocurilor izolate cu polistiren. Chiar la începutul acestui an, un imobil de 10 etaje a ars complet în sectorul 5. Dezastru este și la sediul de urbanism al Institutului, aflat pe bulevardul Nicolae Filipescu, la 2 pași de centrul capitalei. Gabriela Voloacă este șocată de modul în care arată fostul său birou, unde a lucrat timp de 30 de ani. Wow! N-am văzut așa ceva. Culme! Institutul de Încercări Construcții are construcția varsă, dărâmată. Tot acest dezastru financiar menționat și în ultimul raport al Corpului de Control din Ministerul Cercetării duce către fosta conducere a Institutului. În opinia echipei de control, Vasile Meiță, fost director timp de aproape 10 ani, este răspunzător pentru datoriile Institutului către fisc. Raportul arată că, deși Incerc era pe pierdere, fostul director și-ar fi acordat prime anuale și sporuri ilegale care i-au dublat veniturile. Și astfel, la final de an, venitul său brut ajungea la peste 500.000 de lei. La fel ar fi procedat și contabila Institutului, care ar fi luat bani din proiectele de cercetare asupra cărora exercita atribuții de control financiar. Toate acestea sunt acum cercetate de procurori. Inspectorul Pro i-a cerut explicații lui Vasile Meiță, fostul director al Incerc. Ce se întâmplă cu datoriile acelea de aproape 20 de milioane? Nu sunt șterse, sunt la fisc. Doamne, 20, aproape 20 de milioane de lei, de oamenii ăștia n-au putut să facă licitații ani de zile. Nu știu să facă nimic, din păcate. Bun. Dar de ce a ajuns Institutul în situația asta cu datoriile acestea mari în tot timpul pe mandatul dumneavoastră? Știu o explicație logică. Nu vă răspund, nu știu ce s-a întâmplat. Am șters datoriile, asta pot să vă spun. Păi cum să nu știți ce s-a întâmplat? Că dumneavoastră am șters a spus datoriile. Director acolo 10 ani aproape. Am șters datoriile, chiar nu înțelegeți. De ce le-ați făcut? Ele erau, deci sunt de zeci de ani. Când ați venit dumneavoastră în 2011, ați preluat cu 200.000 de lei datorii acest institut și l-ați adus la aproape 20 de milioane. Credeți-mă, am documente și știu despre ce vorbesc, domnul director. Nu aveți niciun document pentru că alea sunt false, doamnă. Dar raportul Corpului de Control e fals, domnul director? Este, pentru că a fost ajutat de persoane care... Acolo zice că v-ați dat
prime, deși institutul era pe datorie. Sporul ilegale este sau nu este așa? Nu este. Cum să nu fie adevărat? V-ați dublat salariul cu sporul și prime, deși institutul era și este înfundat în datorie? Deci nu este așa. Era la minister. Dar cu blocurile acelea de la blocurile rezidențiale de lângă laboratorul de foc, cum e povestea? Acolo cine a permis utilajele? V-aș ruga frumos. Raportul Corpului de Control mai consemnează și faptul că fostul director Vasile Meiță a fost susținut de Ministerul Cercetării pentru funcția de manager, deși activitatea de conducere era defectuoasă. Meiță a câștigat prin concurs un mandat de 4 ani și potrivit legii ar fi putut beneficia de o prelungire maximă de încă 4 ani. Ori el a stat în funcție aproape 10 ani cu ajutorul Direcției de Management Instituțional din cadrul Ministerului Cercetării, care coordonează toate cele 43 de institute de cercetare din țară. Inspectorul Pro i-a cerut explicații și lui Gheorghe Bala, șeful acestei direcții. Da, de ce i-ați mai dat prelungire dacă legea nu spune că nu ai voie? Dar nu, o singură dată s-a prelungit. Nu, prelungirile au fost făcute pe 6 luni. Vrei să vă arăt și asta? Nu există noțiunea de prelungire. Bun. Ordin privind prelungirea mandatului domnului Vasile Meiță în funcția de director general de președinte acuzea așa, 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 semnează Gheorghe Bala, adică dumneavoastră. Este sau nu prelungire? A ultimului mandat. Da. După este sau nu prelungire? Scrie prelungire, da. În atribuțiile dumneavoastră intră și să merge și să vedeți așa dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră și să luați pulsul într-un institut de cercetare? Da, sunt. Noi chiar ne-am propus să facem, eu știu, să bem cafeaua aici mai mulți directori și să dezbatem problemele care sunt generale institutelor. Bun, dar mai mult decât să beți cafeaua, v-ați dus vreodată? Nu avem calitatea și nu avem nici calitatea, dar merge să vorbim cu cercetătorii, cu portarul sau cu altceva, să întrebăm ce se întâmplă la nivelul institutului, că asta este sub demnitatea unui reprezentant al ministerului. Și totuși de încerc este nevoie. Pentru prima dată în ultimul deceniu, institutul a fost solicitat pentru o lucrare foarte importantă, testarea rezistenței grinzilor de pe autostrada A0, cea care practic va deveni noua centură a capitalei. Dacă în orașe pistele de biciclete sunt insuficiente, România stă mai bine cu rețeaua de piste din afara zonelor urbane. Sunt trasee special amenajate în păduri, în delta sau prin satele din Transilvania. Pe astfel de trasee, echipamentul de protecție este obligatoriu, iar bicicletele sunt mai puternice decât cele pe care le vedem prin orașe. Pe masivul Postăvaru se amenajează un parc pentru biciclete de 20 de kilometri, care va avea 3 trasee speciale. Foarte important de știut că puteți urca ori cu cabina, ori cu gondola, iar aceste două trasee noi coboară până în zona inferioară a stațiunii, astfel încât puteți să faceți mai multe ture în aceea zi. Cele 3 trasee au grade diferite de dificultate, iar cele pentru profesioniști vor avea rampe și pasarele. Noi trebuie să ne adaptăm să fie traseele niște mini drumuri forestiere și cumva să le facem să fie și interesante, să nu tăiem nici arbori, să fie și accesibile pentru începători. Brașovul și Valea Prahovei sunt oricum cunoscute pentru astfel de trasee prin pădure. Și-am dat o tură până în Poiană, coborârea a fost mai pomenită. Încerc să fac, cam targetul meu este 100 de kilometri pe săptămână, dar uneori îmi iese mai mult acum vară. It's hot, but it's a lot colder than in the city here. It's quite fresh and a good view. And then you go down and you have a bit more adrenaline and a bit more action, which is very nice. Pasionații investesc serios pentru că nu orice bicicletă poate merge pe aceste trasee. Trebuie să aibă suspensii, roți mai groase, schimbători de viteze și frâne serioase. Prețurile pot ajunge și la câteva 10.000 de euro. Pe lângă bicicletă, curajoșii au nevoie și de echipament de protecție. Bicicleta e 3.700 de euro, echipamentul peste 2.000 de lei. Și nu doar în zonele montane găsim piste prin pădure amenajate special pentru biciclete. La doar 30 de kilometri de București, în Pantelimon, a fost inaugurată zilele trecute o nouă rută în pădurea Pusnicu. Pista este mai lată decât o potecă de drumeție, casca este obligatorie, iar unele tronsoane au un pietriș special. Traseul trece inclusiv pe lângă Balta Pasărea, loc în care bicicliștii se pot bucura de o priveliște superbă. Traseul este unul foarte ușor de parcurs și este recomandat inclusiv copiilor, pentru că nu există zone cu dificultate mare. Ruta este împărțită în două, o porțiune de 10 km și o porțiune pentru plimbări mai scurte de 5 km, iar din loc în loc există și astfel de marcaje pentru orientare. În jurul capitalei există mai multe trasee. Pădurile Cernica, Băneasa, Snagov sau Mogoșoaia oferă 10 de kilometri de rute în natură, iar cei care au timp pot testa rutele din Delta Dunării, dar și din multe sate din Transilvania.
Vremea foarte caldă ajută vinetele să crească mari și frumoase. Anul trecut am obținut cea mai mare producție de vinete din ultimii 4 ani, peste 143.000 de tone, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Deja salata de vinete este vedetă pe toate rețelele de socializare. Vinetele iubesc căldura și rezistă bine chiar și la temperaturi de peste 40 de grade, dar au nevoie de multă apă. Anul acesta, cu atâta caniculă, recolta e bună, spun cultivatorii. În solariile lui Florin Petre, un agricultor din Prahova, vinetele din diferite soiuri se coc din mai și până târziu în noiembrie. Are culturi pe 3.000 de metri pătrați și ne spune că profitul a venit după ce a investit în sistemul de irigații prin picurare. Unul e mai timpuriu și produce mult mai mult mai devreme, altul e mai târziu și completează producția. Asta este Octavia, o vânătă foarte calitativă, e foarte afânată, nu prezintă semințe prea multe și plăcută la aspect, că în general la noi în țară se cumpără vizual, cu ochii. Se confirmă și în piață. Ajunsă în fața tarabei, această doamnă știe exact ce vrea. Să fie așa lucioase, uitați, cam așa ceva. Vedeți? Să nu fie lovite, pătate și așa. Asta e foarte bună, de exemplu. Unde le coaceți? La aragaz. Unde? E groaznic, groaznic. Cel mai bine ar fi afară, la grătar. Dar e foarte cald. Așa mai bine ne trezim dimineață, la 5, și le facem pe aragaz. Deși din vinete se pot face o mulțime de rețete, tot salata rămâne cea mai râvnită. Pe rețelele de socializare curg sute de clipuri cu tot felul de rețete, cu sau fără maioneză, cu ceapă ori usturoi, cu iaurt, tahini sau ardei copți. Ca să vă faceți o idee, în doar 10 zile, peste 1 milion de oameni au poftit la salata pregătită în acest clip. Tot aici sunt împărtășite și ponturi. Lăsați bucată de spaniol. Puneți frumos vânătă aici. O rulați. După strângeți. Și uite cât de ușor e. De câțiva ani se cultivă și la noi vinetele albe. Pot fi și de 2 ori mai scumpe decât cele obișnuite, însă sunt mult mai sănătoase. Un kilogram costă în medie 8 lei. Ucraina a anunțat că la Odessa și în alte două porturi de la Marea Neagră au început activitățile pentru stabilirea unor coridoare verzi prin care să fie reluate în siguranță exporturile de cereale. Odată ce aceste rute vor fi stabilite, ar urma să fie formate caravane de vase încărcate cu grâne conduse de nave militare ucrainene. La Istanbul a fost inaugurat astăzi și centrul de coordonare comun care va supraveghea exporturile de cereale din Ucraina. Între timp, Rusia continuă bombardamentele, iar ucrainienii au reușit să scoată din uz cel mai important pod peste Nipru în teritoriul ocupat de ruși. Rușii au închis cel mai important pod de peste Nipru din zona pe care o ocupă la nord de Herson după un nou atac al forțelor ucrainene cu temutele lansatoare multiple de rachete HIMARS. Potrivit martorilor, cel puțin 8 rachete au lovit podul chiar în timp ce era traversat de o coloană blindată a forțelor ruse. Podul nu a fost totuși distrus, dar surse militare ale Kievului susțin că rușii au înregistrat pierderi mari. Podul Antonovski traversează râul Nipru și este principala cale de aprovizionare pentru armata rusă în regiunile de la nord de Herson. Trupele invadatoare trebuie să fac acum un ocol de câteva ore pentru a ajunge pe linia frontului. Sunt tot mai multe semne că ucrainenii se pregătesc de o ofensivă majoră și mută noi forțe pe frontul din sudul țării. Pentru ruși, sistemele de artilerie primite de ucraineni sunt ținte predilecte. Susțin mereu că le lovesc și le distrug. Le pascladu boieprepasă vrăi naselionă o punctă Lubimovka, Dnipropetrovska oblasti, uniștojene bolie sta rachet k reactivne sisteme zalpova agnia HIMARS, proizvodstva США. Ликвидировано до 120 человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты. În acest timp, rușii insistă cu bombardamente masive în zona orașelor port de la Marea Neagră. Ieri a fost lovită infrastructura din Nicolaev. Alte rachete, care vizau probabil Odessa, au căzut 30 de kilometri mai la sud, lăsând distrugeri considerabile. Так, ми на другому поверсі, от за цим домом на другому поверсі. Всі вікна, все полетіло до нас, все, стіни, все. Дуже страшно. Відбудуємо, все буде краще. Це все зробимо. Головне здоров'я. Дякуючи Богу, що ми вижили. Potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, rușii au pierdut 40.000 de oameni în războiul din Ucraina. La Moscova, tot mai multe mame și soții ale soldaților dispăruți în conflict vor să știe ce s-a întâmplat cu cei dragi. Моего сына внесли в списки военнопленных и вернули в Россию.
чтобы лица, которые отправили его туда после трех месяцев службы в армии. Pe de altă parte, exporturile ucrainene de cereale din porturile de la Marea Neagră ar putea fi reluate într-o săptămână, urmând ca până la sfârșitul anului să se ajungă până la 25 de milioane de tone, susține optimist ministrul turc de externe. Зерновозів долучилися і фахівці відповідні військово-морських сил Збройних сил України. Також ці каравани, а саме в такому форматі буде відбуватися суднопласту, ці каравани буде проводити корабель лідирування, так званий. Însă companiile de transport maritim nu se grăbesc să preia milioanele de tone de grâne din silozuri. 20 million tons of grain, you know, 5 million tons per month. That's, you're talking about 50 or 60 ship movements at least every month. Can we make sure and guarantee the safety of the crews? What's going to happen with the mines and the minefields as well? So lots of uncertainty and unknowns. Undoubtedly, we have to work very hard to now understand the detail and how this is going to work practically. Acordul încheiat de Rusia și Ucraina, sub medierea Turciei și Națiunilor Unite, care prevede coridoare sigure de transport din porturile ucrainene, este valabil doar pentru 120 de zile și timpul se scurge deja de 5 zile. Dezbaterea de aseară dintre cei doi candidați la șefia Partidului Conservator și implicit la funcția de prim-ministru al Marii Britanii, Liz Truss și Rishi Sunak, a fost întreruptă după doar 30 de minute. Asta pentru că moderatoarei i s-a făcut rău și a leșinat în studio. If he succeeds in Ukraine, he's not going to stop there. He's going to challenge the freedom and democracy. Dezbaterea găzduită de Talk TV și de publicația The Sun și transmisă live s-a întrerupt imediat după ce s-a auzit un zgomot puternic. Camerele TV au surprins doar reacția lui Liz Truss, speriată și îngrijorată de ce s-a întâmplat în fața ei. Aproximativ 200.000 de membri ai Partidului Conservator vor alege printr-un vot prin corespondență câștigătorul dintre cei doi finaliști ai cursei electorale. Rishi Sunak, fost ministru de finanțe, și Liz Truss, fost ministru de externe. Rezultatul urmează să fie anunțat pe 5 septembrie. Când temperaturile record deja sufocau Europa, luna aceasta un val de căldură a ajuns până în Groenlanda cu efecte dramatice în privința topirii calotei glaciare. Oamenii de știință care lucrează la o bază de cercetare arctică îndepărtată au înregistrat temperaturi apropiate de punctul de topire la suprafața calotei glaciare. Și potrivit specialiștilor, stratul de gheață din Groenlanda a pierdut aproximativ 6 miliarde de tone de apă pe zi numai între 15 și 17 iulie. La o bază arctică din Groenlanda, în ținuturile acoperite de gheață aproape de Cercul Polar de Nord, la o altitudine de 2700 de metri deasupra nivelului mării, temperatura a urcat până la minus 1,6 grade Celsius, adică aproape de punctul de topire. Recordul nedorit a fost înregistrat pe 18 iulie. Temperatura a provocat și probleme de logistică la baza de cercetare arctică. If you're close to melting, the ice gets really sticky and the skis they stick. And also the airplanes, they actually break up the skiway, so it's really hard to do landing and takeoff. Topirea stratului de gheață din Groenlanda este unul dintre cele mai vizibile semne ale încălzirii globale provocată de om, mai ales prin arderea combustibililor fosili. In the last 1000 years since the Viking ages until today, we only had one melt event that's detectable all over the Greenland ice sheet, and that was in 1887. Until year 2000, and since year 2000, we had four. These melt events that we have, they come more often now. So it used to be that it was always freezing at the top of the ice sheet. Now this year we saw that we went up to the melting point. You know, there's a lot of variability in the climate system, but we just have more frequent melt events also up on the top of the ice sheet. Ce este mai grav însă nu se petrece la vedere. Experții cred că aproximativ jumătate din gheața topită se pierde de fapt din straturile de sub suprafața calotei până la solul format din rocă. We suspect that there is meltwater at the bedrock and that's why the ice can move that fast in an ice stream, but that is something we will only know when we get to the bedrock. Potrivit unei instituții americane de cercetare și statistică, Centrul Național de Date despre Zăpadă și Gheață din Colorado, stratul de gheață din Groenlanda a pierdut aproximativ 6 miliarde de tone de apă pe zi între 15 și 17 iulie. Asta este o cantitate suficientă pentru a umple 7,2 milioane de piscine de dimensiuni olimpice. Iar un studiu din august 2020 arată că după un an 2019 cu căldură în exces, topirea gheții în Groenlanda a fost imensă, o cantitate atât de mare încât ar fi putut acoperi o suprafață de mărimea Californiei cu un strat de apă măsurând 1,25 metri. Cel puțin 4 oameni au murit și peste 60 au fost răniți după ce un cutremur cu magnitudine 7 a zguduit nordul Filipinelor. Ai,
Acesta este momentul când s-a prăbușit o clopotniță de la o biserică de secol XVI și oamenii au fugit înspăimântați. Cutremurul s-a produs la o adâncime mică, 10 km, în partea de nord a celei mai populate insule din arhipelagul filipinez Luzon. În urma mișcării telurice s-au produs și câteva zeci de alunecări de teren. Autoritățile încearcă să scape de niște maimuțe care terorizează de câteva săptămâni orașul Yamaguchi din Japonia. Macacii au atacat cel puțin 60 de persoane, mai ales copii și vârstnici, care s-au ales cu mușcături și zgârieturi. S-au strecurat și într-o creșă. Primăria a angajat o echipă de vânători care cu puști cu tranquilizante încearcă să le vină de hac animalelor agresive. Maimuțele nu par deloc interesate de mâncare, așa că strategia capcanelor cu diferite alimente a eșuat. Până acum, cel puțin un mascul găsit lângă o școală a fost tranquilizat și eutanasiat după ce a fost identificat ca unul dintre membrii cetei agresive.